Thank you. Asta e foarte bun, duceți-vă la el dacă ajungeți aici. Neața, este destul de târziu, încep vlogul târziu, ora 12 acum. Cu toate că de fapt am vlogit puțin dimineața la mic dejun, probabil l-ați văzut deja. Și acum suntem în centru, oricum hotelul nostru este aproape de centru. Și ce am făcut până acum este că am schimbat bani din euro în coroane. Mă rog, oricum am făcut documentație pe tema asta înainte să ajungem aici și m-am uitat și azi dimineața puțin. Și ne-am dus într-un exchange point foarte bun, suntem foarte mulțumiți de ce am reușit. Am găsit eu și un cupon. O să vă povestesc mai multe de unde puteți găsi dacă vă interesează aceste tips and tricks pentru Praga. E destul de aglomerat acum, cașier de altfel, dar avantajul vibării de ieri seara era temperatura foarte plăcută și acum e destul de cald. Uite, asta avem pe aici. Aproape 3 ore mai târziu, este groaznic de cald. Cel puțin la soare, la umbră e ok. Dar stai să vă arăt ceva. Pam, pam. Ce efecte pot da? Băi, stai mintea în loc ce-a putut să facă. First
Deci, seara asta, seara asta a fost o seară interesantă în Praga. Este ora 12 acum și în aceste ultime 2 ore am văzut o bătaie, un accident între două mașini și lucrul cel mai plăcut. Am găsit pe jos, pe podul Carol, faimosul pod Carol sau podul Charles, cum vrei să spui, 200 de coroane. Which is something.